Salvatorii argeșeni s-au mobilizat în acest sfârșit de săptămână pentru a interveni la peste 100 de incidente generate de situații de urgență. 20 dintre intervenții au fost pentru incendii, iar cele mai importante au fost în comunele Bughea de Sus și Pietroșani. Amândouă incendiile au fost semnalate sâmbătă noaptea la numai câteva minute unul de celălalt. În comuna Bughea de Sus au fost nevoiți să intervină cu două echipaje cu două auto speciale cu apă și spumă, precum și cu un echipaj al pompierilor Smurd. Vâlvătaia se extinsese de la anexe la casă. Din fericire, flăcările nu au mai ajuns la casa de locuit, arzând numai acoperișul pe o suprafață de 120 de metri pătrați, precum și mai multe anexe de lemn pe 30 de metri pătrați. S-a stabilit că punctul de pornire al incendiului a fost un redresor lăsat sub tensiune și nesupravegheat. O intervenție mai complicată au avut pompierii la Pietroșani, în satul Retevoiești. Aici mobilizarea de forțe a fost impresionantă. Salvatorii au intervenit cu 6 echipaje, cu 6 autospeciale cu apă și spumă, un autocamion, 2 echipaje de primă intervenție și comandă și un echipaj al ambulanței Smurd. Au fost prezenți peste 30 de pompieri militari de la detașamentele Curtea de Argeș, Pitești și Mioveni, plus 8 voluntari de la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Domnești. Incendiul izbucnise la 2 case și anexe, iar salvatorii s-au luptat cu flăcările peste 7 ore. Ii după partea la altă, am sustit de la două. Ia vedeți că a dat apă și e curent cu etifazii. Vedeți că e apă și etifazii, că etifazii după apă și pământ. Unde acolo? În spate, acolo etifazii. Intervenția a fost dificilă și pentru că mașinile au fost alimentate de la 1 kilometru din râul Doamnei. Cu toate că mobilizarea a fost impresionantă, au ars la primul proprietar acoperișul casei pe o suprafață de 160 de metri pătrați, o bucătărie de vară pe 25 de metri pătrați, 3 anexe gospodărești pe 120 de metri pătrați, un garaj din lemn pe 25 de metri pătrați și și-au pierdut viața un vițel, 2 porci și 25 de păsări. La cel de-al doilea proprietar au ars acoperișul casei pe aproximativ 250 de metri pătrați, 2 anexe pe 60 de metri pătrați, 2 adăposturi de animale pe 80 de metri pătrați, 3 anexe și o bucătărie de vară pe 200 de metri pătrați, în incendiu pierind și 3 câini și 30 de păsări. Sursa probabilă a incendiului a fost un arc electric între echipamentele de iluminat defecte. Echipajul Smurd a acordat îngrijiri medicale unui număr de 5 persoane care prezentau atac de panică, dar care au refuzat transportul la spital.